Luni dimineață, în timp ce se afla la birou, în al preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a suferit o gravă tulburare de ritm cardiac. A fost transportat de urgență la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, unde a făcut o nouă criză cardiacă. Atunci, medicii au cerut transferul la Iași al pacientului în vârstă de 66 de ani. Elicopterul SMURD Iași a preluat un pacient de 66 de ani din Unitatea Primire Urgență a Spitalului din Suceava, pe care l-a transferat la Institutul de Boli Cardiovasculare Iași, un pacient cu bloc atrioventricular total, stabil hemodinamic și conștient, cu necesar de intervenție specială în cardiologie. Părintele Calinic a fost adus la Institutul de Boli Cardiovasculare de la Iași, unde l-a preluat medicul său curant. Este într-o stare foarte bună la momentul de față, trecând peste orice pericol ar fi putut exista după evenimentul de ieri, când, în urma unei sincope, a ajuns la spitalul din Suceava, iar de acolo a fost dirijat de urgență la noi. L-am operat, i-am pus un stimulator bicameral extrem de performant, având în vedere că expresia sincopei practic era un bloc atrioventricular total. Domnia sa a mai avut, din câte înțeleg, o sincopă undeva în perioada Crăciunului, dar atunci nu a putut fi obiectivată boala care a generat respectiva patologie. În momentul de față este foarte bine, evoluția este foarte bună. Astăzi, în cursul dimineții, am decis să verificăm și coronarele, având în vedere vârsta domniei sale și factorii de risc pe care îi asociază la această vârstă, și coronarele au ieșit foarte bine, astfel încât prognosticul pe termen lung este unul foarte bun. În al preasfințitul Calinic se recuperează și va fi externat în curând. Institutul de Boli Cardiovasculare este singurul din zona Moldovei unde medicii dedicați reușesc să-i stabilizeze pe pacienții cu afecțiuni ale inimii care ajung aici în stare gravă.